este că doctorul mi-a spus să mai fac o pauză. Așa ți-a spus doctorul să iei pauză de la ce? Da, așa mi-a spus. Mi-a spus că după a treia inseminare trebuie să fac o pauză. Auzi? Tu ai impresia că eu scot copii pe bandă rulantă cum scoți tu? Serios! O, nebună, ce ai? Sunt însărcinată. Deci vacanța asta în Bali a fost cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o vreodată, crede-mă. Tu vorbești serios? Eu vorbesc nu serios. Nu te cred! E un lucru bun să fiți din copii. Și? Mă gândeam, poate reușim să discutăm, să îi împăcăm în primul rând. Să ne ajutați și dumneavoastră. Nu se poate așa. De ce tu? Nu se poate așa ceva. Nu se poate să înfieze un copil. Totul merge perfect ca să putem înfia un copil. Exclus. Măi, nu exclus, te rog frumos, nu reacționa așa. Avem băiețel, acum putem înfia o fetiță. Am fi împliniți, crede-mă. De ce să aducă unul plus când ăla nu e al lor? Dar de ce nu? Din moment ce are să aibă grijă amândoi de copilul lor. Încercările și greutățile vieții nu ar trebui să destrame o căsnicie bazată pe iubire și respect reciproc. Pentru că atunci când decizi să îți unești destinul cu cel al partenerului, o faci pentru o viață. Mai mult, dacă într-o căsnicie există iubire, greutățile și obstacolele ar trebui să îi unească pe cei doi soți. Să-și găsească resursele necesare pentru a se sprijini reciproc, cu scopul de a depăși împreună situațiile de cumpănă. Astăzi veți urmări povestea unui cuplu care nu se simte împlinit, neputând să devină părinți. Supuși unor momente dificile și unor preconcepții deloc sănătoase, cei doi nu doar că reușesc să rămână împreună, ei pot reprezenta un exemplu pentru mulți părinți. Doina și Emil Panait sunt căsătoriți de peste 10 ani, răstimp în care s-au dedicat carierei concentrându-se strict pe aspectul material al vieții lor. Astfel, Doina ocupă astăzi o funcție importantă într-o bancă, iar Emil este un foarte bun manager al unui restaurant. Doar că piesa esențială din puzzle-ul vieții lor lipsește, un copil. Doina a încercat diferite tratamente de fertilitate și speră în continuare ca într-o zi să primească marea veste că va... Știu și nu știu ce să mai fac, chiar nu știu ce să mai fac. Dacă doctorul mi-a sugerat să mai fac o pauză,
trebuie să mai fac o pauză. Adică, indiferent dacă aș încerca, nu o să fie bine oricum, știi? Că nu ți-o fi zis de nebun. Degeaba nu ți-ai zis să iei o pauză. Probabil că devine periculos pentru tine. Da. Da, și sunt sătulă, frate. Am băgat la hormoni în mine, m-am săturat de atâtea injecții în burtă. Știu, nu mai pot psihic, înțelegi? Nu mai pot nici fizic și nici psihic, crede-mă. Trebuie să avem răbdare și să facem ce ne-a zis medicul. Da? De 5 ani de zile, numai la asta am stă mintea. Am investit timp, nervi și bani, pentru că pe cale naturală nu ne-a ieșit. Auzi, asta e așa. Ia fi atât, că mi-a avut o idee. Eu mă uitam acum cât ai fost înăuntru, la niște chestii foarte mișto pe niște vacanțe. Știi că noi mai avem bănuțe? Ascultă-mă, trebuie până la capăt. Haide, știu că n-ai niciun chef acum, dar... Ascultă-mă. Da? Știi că mai avem bănuțe aia pentru următoarea în seminare și la ala ai pus să-i deoparte? Dacă tot a zis medicul să iei o pauză, eu zic că pauza asta e taman ce ne trebuie nouă în momentul ăsta. Tu crezi că eu am chef să merg în vacanță, serios? Tu crezi că eu am... Pe bune, de 5 ani de zile noi stăm axați numai pe chestia asta. Chiar avem nevoie de o vacanță, de o ieșire, de o plimbare. Crede-mă, și tu ai nevoie și ți-ar prinde foarte bine, să știi. Măi, de 5 ani de zile îmi doresc să am un copil. Da, și eu îmi doresc. De 5 ani de zile încerc tot ce îmi stă în putință să fac treaba asta. Și tu crezi că mie mi-arde de vacanță, serios? Da, știu, și eu îmi doresc un copil. Crezi că eu nu-mi doresc, dar dacă acum nu mai putem să facem nicio mișcare pentru că trebuie să iei o pauză. Ce vrei să facem? Stăm să intrăm în depresie în casă? Avem nevoie de o ieșire. E a treia oară când dau kicks. Trebuie să accept că sunt depășită și că nu o să pot să nasc niciodată. Nu știu, serios, chiar nu pot să gândesc acum. Bine, hai să mergem acasă. Hai să mergem acasă, că nu... Ok, mergem, dar te super dacă dăm puțin și pe la mama? De ce? Păi, ideea e că ea a avut niște medicamente, știi, că ea ia tratamentele astea ale ei și arătă ce niște pastile și nu le mai are și trebuie să dăm pe la farmacie să-i cumpăr ca să-i le las. Oricum, nu o să dureze foarte mult. Le iau, le las și mergem acasă. Bă, serios, tu vezi starea în care mă aflu? Tu vezi că sunt cu psihicul la pământ și că mă simt atât de rău și mie mi-e arde de maică-ta? Să ai acum să alergi pentru maică-ta? În loc să fii alături de mine, să mergem acasă, să stăm amândoi, să nenecăm amarul. Stai, mă, ce te-a prins așa? Ți-a zis că îi las niște pastile, acum ce vreau, nu pui să aleg între tine și mama? Și stau să aștept în mașină ca o proastă cât timp te duci tu să alergi după pastile, serios? Dar n-ar fi durat mult, dar... Dar ce? Dar mai bine mă duci acasă sau îmi iau un taxi și... După bine, gata, ce vrei tu. Te duc și gata. Hai. Tristețea inundă viața Doinei și a lui Emil. Doina este o perfecționistă care, de ceva timp, dorește să dea sens vieții lor și astfel să devină părinți. Însă, din păcate, viața pare să le refuze acest dar. Lucru pe care nu-l putem afirma despre Cristina, sora Doinei, care a fost binecuvântată cu copii. Auzi, fată, zici că e casă de nebuni aici. Doamne, câte lucruri și câte jucării și haine câte pot să am. Stai, fată, liniște, că nu mă deranjează. Am venit să mai stăm de vorbă, îți dai seama. Nu să văd dacă ai tu dezordine sau nu. Auzi, fată, dar tu când ai de gând să mai faci un copil? Adică, ce întrebare e asta? Când o vrea Dumnezeu, nu știu. Păi să-ți știi că mai depinde și... de mine... Să-ți mai dau și eu din lucruri, nu ai zis că le-ai vrea pentru copilul tău să scap de ele, că numai cu atâta haine, atâtea jucării? Da, momentan nu e cazul, nu știu, dă-le altcuiva să se bucure de ele, momentan nu. Nu e cazul meu. Păi tu ce mai aștepți? Nu ziceai că vrei să faci, că... Ce mai ai de gând? Cât mai aștepți? Ba da, așa am zis, însă nu depinde de mine, înțelegi? Nu știu, dar... insiști prea mult cu întrebările astea. Nu despre asta am venit să vorbim. Păi și de cine depinde? De mine? Sora mea e prea stresată. Cum să facă ea un copil când totul la ea merge după o agendă? Sora mea mă înnebunește. A ajuns ea să mă scoată la tablă. De parcă copiii se fac și în alte feluri decât am încercat eu. Auzi? Tu ai impresia că eu scot copii pe bandă rulantă cum scoți tu? Serios? O, nebună, ce ai? Păi nu ce... că... Cum să zici așa ceva? Păi, ce? Dacă am trei copii... Serios, dacă vezi că până la vârsta asta nu am făcut un copil, te gândești că poate aș avea și eu o problemă? Te-ai gândit la asta? Te interesează dacă eu sunt bine, dacă eu sunt sănătoasă, dacă pot să duc o sarcină până la bun sfârșit? M-ai întrebat vreodată treaba asta? Serios, ești sora mea.
Dacă tu nu mi-ai spus că ai avea o problemă, am crezut că nu sunt probleme. Uite, spune acum, nu pot să fac copii. Mulțumită? Nu pot să fac, efectiv, nu pot să fac. Crezi că eu mi-aș dori să fiu în situația asta în care sunt? Să mă întreb, să-mi pui 5.000 de întrebări pe zi dacă fac și eu un copil, dacă fac și eu un copil? Crezi că mie mi-e ușor? Crezi că eu pot să duc treaba asta? Un copil. Mi-aș dori și eu să am un copil. Îmi doresc din tot sufletul. Ca să rămână însărcinată, trebuie să rămână detașată de toate tâmpeniile astea ale vieții. O avea 3 copii, dar altceva în viața ei, ea n-a realizat. Dar ce să fac? Îmi ocup și eu timpul cu ce pot. Să fac curățenie, să am casa lună. Cu altceva cu ce să-mi ocup timpul? Crezi că dacă aș fi avut un copil, aș mai fi avut timp de așa ceva? Mi-aș fi dorit și eu să ies în parc, mi-aș fi dorit și eu să fac multe activități cu el. Dar poți ieși în parc să te recreezi? Poți ieși în parc să te gândești la că au înflorit copacii, că să vezi alți copii cum se joacă și poate că ți se va întâmpla și ție la un moment dat să ai copii. Dacă ies în parc să văd alți copii cum se joacă, îți dai seama în ce situație o să fiu? Îți dai seama ce e în sufletul meu în momentul ăla? Nu îți dai seama, pentru că tu nu treci prin situația asta și tu nu ești în locul meu. Și nici n-aș vrea să fiu în locul meu și n-aș dori nimănui să fie în locul meu. Să simtă ce simt și eu. Da, dar eu mă gândesc că ar trebui să lași la o parte negativismul și să încerci să te bucuri de ceea ce ai, iar Dumnezeu îți va da și copil la un moment dat. Dar îmi doresc asta mai mult decât orice, crede. Cristina își găsește bucuria de a trăi alături de cei 3 copii ai ei. În schimb, Doinei este tot mai grea povara neîmplinirii ca mamă pe zi ce trece, care naște în ea tot mai multă frustrare și neîmplinire, dar Doinei nu-i stă în fire să renunțe la ceea ce își dorește, deci a sosit momentul unei discuții cu soțul ei. Ce facem? Ce-am zis că nu ai zis că te liniștești? Păi, și-am zis eu ceva? Am făcut ceva? Ai zis nimic, dar privirea aia spune mult. Păi și ce? E interzis să mă uit? Nu e interzis, nu. Dar sper că mai mergem în vacanță, da? Da, normal. Vom face cum am discutat. Bineînțeles că mergem. Oricum, acum sunt liniștită. Sincer, da, sunt liniștită pentru că vreau să-mi canalizez toată energia și toată pozitivitatea mea pe noua noastră misiune. Ce misiune? Ce misiune? Păi dacă planul la nu ne-a mers, pentru că trebuie să conștientizăm asta și să ne asumăm asta, avem și un plan B. Planul de rezervă. De fapt, nu pot să-l numesc planul de rezervă, pentru că poate este cel mai important în momentul de față. Hai și nu pot numi o rezervă. O să-mi fie un copil. A fost o lovitură grea pentru mine, pentru că nu am fost în stare să rămân însărcinată. Însă asta nu m-a demoralizat. Sunt o luptătoare și știu sigur că voi putea avea copilul meu. Numai de asta nu aveam chef acum. Parcă văd că o să mă aștepte alți ani de chin și bătăi de cap. Ce e asta? Cum adică ce e asta? Asta e realitatea. Asta este prezentul pe care îl trăim și viitorul pe care îl vom trăi. Eu credeam că am mai discutat despre chestia asta și
Și ce? Am crezut că am ajuns la un consens într-un final, dar se pare că nu. Păi da, asta e concluzia. Vom înfia un copil. Oricum, stai liniștit și nu te panica, nu faci fața asta, că e totul foarte simplu. E mai simplu decât ți-ai putea închipui, crede-mă. Foarte, da, nu știu ce să zic. Da, e foarte simplu, pentru că am fost deja la centru și știu cum stau lucrurile. Plus de asta am și o prietenă care cu siguranță mă va ajuta, pentru că și a trecut prin aceeași situație și a înfiat un copil și totul a mers strună. Adică nu ai de ce să te îngrijorezi, sincer. Da, în fine, nu știu, oricum. Eu aș spune, sunt momentan să ne canalizăm pe vacanța asta și vom vedea noi ce-mi faci. Da, mă, stai liniștit că o să fie totul bine și în vacanță, o să ne distrăm, o să ne relaxăm, pentru că vreau să dau deci tot... mergem în vacanță, da? Cu siguranță vom merge, pentru că am nevoie de liniște și de relaxare, trebuie să dau tot ce am mai bun pentru viitorul nostru copil. Înțelegi? Ți-am spus, am fost la centru, am văzut ce acte, de ce acte am nevoie, știu unde să le depun, voi face și niște cursuri pentru asta, dar nu e nimic complicat. Totul o să fie bine și o să fim cei mai buni părinți, crede-mă. Am impresia că soția mea a ajuns în pragul disperării și ar fi bine să nu ia decizii pripite pentru că riscă să facă o greșeală. Acum depinde și de norocul pe care îl vom avea, pentru că ce-o pica, o pica, știi ce zic? Cum adică ce-o pica, o pica? La ce te referi? Adică, na, că vom înfia un copil de 2 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 12 ani, vedem, puțin, acum după noroc. Stai puțin, mi-ai zis că vrei bebeluș și acum vrei să o luăm mare, dar gata, stai că eu sincer chiar nu te mai țin, bă, tu sigur ești ok? Da, sunt foarte bine și nu am zis neapărat că vreau bebeluș. Da, ok, voiam bebeluș dacă m-a ajutat Dumnezeu și era al meu și puteam să-l fac eu, dar dacă nu se poate, trebuie să recurgem la altceva. Și dacă îl vom lua mai mare, ce? Asta este, toți copiii au nevoie de părinți. Bă, nu știu, nu te mai înțeleg nicio culoare, dar mă rog, cum zici? Eu vreau copil, nu neapărat bebeluș, vreau un copil care să fie copilul nostru și cu asta basta. Eu bag seama că deja disper după chestia asta, dar mă rog... Nu... Adică, cum o zici, nu, tu nu-ți dorești să fim părinți? Sau cum? Și eu îmi doresc, dar una e să-ți dorești, alta e să încep să disperi. Vrei cu ardoare un copil, ceea ce... tinde să te ducă spre a face o greșeală. Nu, nu fac nicio greșeală. Asta va fi cea mai bună soluție pentru amândoi. Gata, hai să excludem mersul la doctor, hai să excludem injecțiile, hai să excludem tot, te rog. Asta este cea mai bună soluție. Trebuie să înfiem un copil aici, da, și așa va rămâne. Și cu asta bravo, basta. Văd că asta cu doctorul ți-ai cam învățat lecție. Felicitări. Faptul că voi putea să înfiez un copil mă face să lupt și știu sigur că voi lupta pentru visurile mele. Nu e o idee chiar rea să înfiem un copil, dar în același timp mă gândesc și că e chiar cea mai bună idee. Și știi ce mai îmi place? Entuziasmul tău. Păi da, pentru că sunt liniștită. Încep să devin liniștită pentru că asta este singura soluție, m-am resemnat și știu că viitorul nostru copil ne va face fericiți. Hai să mergem. Haide, hai să mergem. Sper să te ține mult entuziasmul ăsta. Emil își dorește ca Doina să fie fericită și înțelege că doar un copil o poate ajuta în acest sens. De aceea acceptă inclusiv ideea unei adopții, deși este conștient că această decizie implică și anumite riscuri ce pot apărea pe fondul disperării Doinei. Dar până la adopție, Emil este nerăbdător să plece în mult așteptata excursie, însă nu înainte de a-și lăsa mama în siguranță. Gata, mamă, ți-am pregătit medicamentele. Bravo. Vezi că ți le-am sortat pe zile, da? Timp de 2 săptămâni, da. O să ai bilețel pe fiecare cutiuță cu zilele. 2 săptămâni, da? Ai zis? Da, mamă, 2 săptămâni. Deci ce poate de medicamente 2 săptămâni? Mamă, 2 săptămâni, nu ți-am... Plecați în concediu? Să zic, da, plecăm în concediu. Și unde plecați în Bali, mamă, în Bali. O, la noi aici nu vă mai place, hă? Alegeți Bali, nu? Păi ce are, mamă? Suntem tineri, trebuie să ne simțim și noi bine. Iată, asta e salea de la altul, e cu prun? E, și cu tine acum. Da. Tot timpul ești tuși pe șotii. Mă, dar vouă vă convine că sora Doinei are 3 copii și voi nimic? Uite, asta e mama, vezi? Mă pierdusem cu firea că nu știam pe unde s-a adus mama. Am găsit-o. Băi, hai că văd că tot te mănâncă la subțioară, hai să ți le dau și hai să ți le servesc așa frumos. Înfiem un copil. Poftim? Pam, pam. Cum să înfiezi copil? La noi așa ceva nu s-a pomenit. Nu s-a pomenit așa ceva. Cum să înfiezi tu copil? Cum? Cum să iei copilul altuia? Unde ai pomenit tu așa ceva? Pe ce rebrezi că îl furăm? O zici de parcă îl furăm? Dar sunteți tineri, sunteți în putere. Ce vorba aia să înfiezi copilul altuia? Să fie cu el? De unde îl iei? Cum îl iei? Cum îl vezi frumos la acolo unde se țin copiii ăștia care n-au părinți și alegi un copil să-l crești tu. Și-l crești.
Doamne ferește, și de cum adică să-l crești? Cum să crești copilul? Păi dai să mănânce, vrem, crănește-l, dai la joacă. De câți ani îl iei, cum îl iei, știi tu? E, de câți ani astea ca la loterie, știi vorba aia, 2 ani, 4 ani, 10 ani, depinde, n-ai de să știi. Tu iei un copil și tu consideri un copil ca la loterie, mamă, m-a înlămurit ce... Păi n-ai de unde să știi, ce vârstă are copilul ăla. Ce mentalitate ai, mă, mamă? Eu sunt mentalitate da, greșită. Da, mamă, ai o mentalitate foarte greșită. Ce vorbăia să-mi fiezi tu copii? Bre, cred că ești defect, nu-s făcut de matale, că ești prea isteață. Ai, lasă-mă în pace, că totdeauna copilașii ăia, am văzut eu, au fel și fel de probleme. Și nu poți să știi de ce e în stare să facă cu tine în casă. Mama e puțin paranoia și e și cam fricoasă. De parcă ar trebui să-și dea acordul ca noi să putem înfia un copil. Dar ce vreți să fiu rușine acum, că dacă înfiezi un copil, te fac de râs, astea? Nu asta e problema. Problema este ca să știu că e copilul vostru. Păi al vostru brecă, personal, făcut de voi. Nu făcut de altcineva care nici nu știu cine-i tasul, cine-i mamă sau ce hram poartă dacă copilul a fi fost conceput ca lumea. Ia ghici, bre, ce să se întâmple? O să poartă numele lui tata. Doamne, maica Domnului. Numele de familie o să fie al nostru. Nu știu, deci o să fie copilul nici nostru, nu vreau să aud așa ceva. Nici nu vreau să aud. Nici nu vreau să aud. Ba, o să stai cu el, brec, dacă e mic, trebuie să ai grijă de nepotul tău. Nici nu vreau să aud așa ceva. Eu cred că tu glumești. Și în mod sigur tu glumești. Tu vrei să mă superi pe mine, că știu că tu așa mă iubiți. Nu glumesc, ca să vezi. Ne-am străduit 5 ani de zile și am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a procrea un copil. Nu a mers. Asta este. Singura soluție a rămas să crești un copil adoptat. Măi, așa ceva se făcea acum 10-20 de ani când erai pe la țară, pe acolo, că se lua copiii din familie care nu putea și nu avea posibilitatea să-i crească, dar nici de cum vrei să faci tu acum. Te-ai dus frumos pe cărarea lui Matale acum, bre, pe direct la țară, acolo, lângă arătură, unde stai Matale, acolo, unde bătea porumbul în geam. Da, și când vrei să-mi fiești până la urmă un copil, tu? Cam când ai vrea tu să-mi fiezi un copil? Păi când s-o găsi posibilitatea, bre, ce crezi, că mâine îl înfiem, trebuie să se depună niște acte, trebuie să mergem, să vedem? Păi până atunci poți să și mor. Poți să și mor și treaba nu mai treaba, ia fii atent aici, nu-mi face surprize de-astea, lasă-mă până vin din vacanță, nu muri până atunci și după mai negociem, da? Ce să facem acum? Decât nimic, e bun și un copil înfiat. Acum sper doar să avem parte de un copil ok. Eu zic că ar fi mai bine să încerce de mai multe ori să facă copilul lor. Nu să-mi fieze copilul altuia. Bine, bre, hai. Vezi ce faci pe aici? Nu te mai agit nervos. Vă pupăm. Nu mai iau banană de asta altuite cu prune. Cu prune, cred că în spate le-ai făcut pastea, nu? Ce ești. Era de așteptat reacția doamnei Jenny, pe care tocmai ați cunoscut-o. Ca orice soacră mare și-ar fi dorit un nepot sânge din sângele fiului ei. Însă, din păcate, asta nu se poate. Odată spuse lucrurilor pe nume, Emil și-a luat o piatră de pe inimă înștiințându-și mama în legătură cu adopția. Deci, ce mai rămâne? Vacanța în Bali. Interesantă surpriza. Și ce crezi? Mă duce cu gândul în Bali. Știi că acum o pregăteam așa frumos. Dar ce frumos ai aranjat pe aici, foarte drăguț, foarte drăguț. Da, măi. Chiar mă... Știi să mă faci fericit, văd, când vrei tu, măi. Se pare că ți-a prins foarte bine vacanța asta. Măi, da, mi-a prins foarte bine. Sincer să fiu, dorm mai bine, sunt mult mai relaxată. Vezi, și nici ți-am zis... nu mai stresez foarte mult din orice prostie, că știi foarte bine cum sunt și eu. Și când eu ți-am zis, hai să mergem, Știi că și mie mi-a prit vacanța asta, să simte și la job, sunt foarte relaxate, foarte ok, știi? Da. Și acum că
am fost în vacanța asta, parcă văd lucrurile altfel. Da. A fost cea mai frumoasă vacanța noastră, sincer. Sincer, da, chiar a fost. Cea mai frumoasă vacanță, ne-am relaxat, ne-am distrat, deci a fost nemaipomenit. Și sincer, chiar mi-aș dori să repetăm experiența asta. Nu sună rău. Îmi pare rău că ai găsit un pic dezordine jos, dar sincer să fiu, le las și așa de capul lor, că nu mai am chef să mă stresez, că nu e momentul, totul pus în ordine, în înțelegi? În momentul ăsta vreau să-mi dau jos pantalonii, să-i pun, uite acolo, și 3 zile nu vreau să-i miști de acolo. Da? Nu mă interesează de ordine, de casă, de... Nu vreau să fim fericiți. Atât. Dar oricum, casa e, crede-mă, e mai ordonată decât este casa. Da. Îți promit că nu o să fac efortul să-ți ridic pantalonii de jos, pentru că nu știu pentru cât timp o să reușesc să mă aplec cu lejeritate. Stai când dă cu virgula. Vreți să nu poți să te aduci probleme cu spatele sau ce? Sunt însărcinată, Emil. Poate ne bucurăm prea devreme. Dar nu pot să mai ascund asta de soțul meu. Trebuie să ne bucurăm împreună. Nu mă așteptam la o așa veste nici în ruptul capului. Dar ăsta este meritul meu. Pentru că eu am ales să mergem în Bali. Și ce crezi? Mai mergem o dată. Da, ești șocat? Sunt însărcinată. Deci vacanța asta în Bali a fost cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o vreodată. Crede-mă. Vorbești serios? Eu vorbesc serios. Nu te cred! Mă... Jură-te! O să avem un copilaj. Băi, deci vreau banii înapoi de la ăștia cu prostiile lor și cu injecțiile lor. Încetează! Se pare că Bali face minuni. Ce s-a întâmplat cu Bali? Dacă o să fie fată, o să-l numim Bali. Și dacă e băiat, o să-l numim Bal. Băi, încetează cu prostiile astea. Mamă, și tu băgați și dosarul. Dar nu am putut să mă mai abțin. Am vrut să nu-ți spun nici acum, însă am început să mă simt răuț, am început să am crețuri, am început să am simptome de-astea. N-ai cum să nu spui? Uite aici, este bebelul nostru. Da. S-a întâmplat, minunea s-a întâmplat și cred că s-a întâmplat datorită faptului că m-am rugat foarte mult și că m-am relaxat mai mult decât de obicei. Vezi, dacă m-ai ascultat și ai mers în Bali, vezi ce bine ți-a prit, poftim, da? Și noi cu injecții și cu bani cheltuiți și cu o grămadă de întâmplări și tot prin Dumnezeu am reușit. Vezi, nici, nici nu mai contează că am cheltuit bani, contează că s-a întâmplat minunea. Da, și s-a întâmplat. Să mergem să facem să vedem dacă e băiat sau fată. Momentan nu știm. E recent. Nu putem acum. Trebuie să mai dureze puțin. Să mai treacă puțin timp. Poți să-l aud acum? Cred, nu știu. Nu știu, n-am mai trecut prin așa ceva. E prima dată. Băi, sunt fericit. Lasă-mă să mă obișnuiesc și eu cu ideea, să mă obișnuiesc și eu cu statutul ăsta. Astăzi sunt cel mai fericit om. Și cred că se citește pe clipul meu. Pentru că acest copil este tot ce ne mai lipsă. Acum că sunt însărcinată, sper să o lase și el mai moale cu maică-sa. Că e mai mult pe la ea decât pe acasă. Iar acum se întâmplă lucruri mult mai importante acasă. Acum i-am desfăcut o sticlă de vin. Nu știu dacă e bine să beau alcool, dar o guriță cred că nu strică. Nu, eu nu cred că e bine să bem, dar e bine să beau. Nu știu despre voi, dar eu vreau să beau 3 zile de bucurie. Salut! E tati aici, noroc. Băi, sunt foarte fericit. Nu știu cum să reacționez. Îmi vine să țip. Poți să țip tare? Că o să am un bebel. Eu, da. Bucuria celor doi soți este imensă, însă ne atrage atenția în special jovialitatea lui Emil, care se bucură sincer de marea veste, în timp ce Doina încă pare circumspectă. Băi, până la urma urmei, ce totul de atâta cu mama? Deci hai să te potolești puțin. Până la urmă, care e problema? Ce? Nu mai poți să mergi despre iată prin casă? Sau care e ideea? Că așa aveam noi multe momente de-astea romanticoase. Sunt însărcinată, Angela. Nu pot să cred! Pe bune? Da, pe bune. Băi, nu cred!
Da. Nu vă dați seama, chiar pe bune? Da, vorbesc serios. Deci nu vă mai suport, nici pe tine și nici pe măta. Te rog frumos, ia-o și du-o afară din casa mea. Ăștia ai înțeles? Cu noi defilez, m-am săturat, mă. Atât de ușor de manevrat ești, a băgat măta în cap, ți-ai rușine că o faci de râs pe măta, frumos, serios? Te rog, stop, stop deja, bă, o bași pe mama niște discuții. Mama n-are nicio legătură. Adică tu trebuie să pleci la mare. Păi zi așa, băiatul meu, și ai acceptat, nu? Logic am acceptat, de ce n-aș fi acceptat? Cum? De ce să fii prost să vii acasă să te consulți cu mine când poți să vii, să fii tu mare șmecher, să accepti din prima? Au trecut cu bine primele 3 luni de sarcină ale Doinei, deci magazinele pot fi luate cu asalt de ea pentru a prospecta piața de hăinuță pentru nou-născuți. Într-una din zile o vedem pe viitoarea mămică, tot la cumpărături, dar de data aceasta în compania prietenei ei foarte bune, Angela. Uite cât de drăguță e! Deci e chiar foarte drăguță! Uite dar... ce mică e! Uite ce mică e, mă! Ce facem aici, nu, Doina? Nu, că mor, uite ce drăguță e, deci mor, îmi place de mult. Doina, stai un pic, stai un pic, ce facem aici? De ce ne-ai adus în locul ăsta? Să ne uităm la hainuțe, nu? Măi, Doina, eu te înțeleg pe tine că tu îți faci iluzii, dar pe bune, cred că ar trebui să o lași mai moale, zic eu. Pe bune ce, Angela? Păi de ce m-ai adus aici, pe bune, nu? Să ne uităm la hainuțe, să alegem și noi câteva, nu? Păi dacă nu este posibil, nu înțeleg de ce te... Ce nu este posibil? Să, nu știu, nu te înțeleg, chiar nu te înțeleg. Dacă am rămas însărcinată, o să nasc copilul ăsta. Absolut nimeni nu mă va opri. Măi, ce căutăm eu știu aici? Că tu ai impresia că am luat-o razna, dar nu am luat-o deloc, crede-mă. Nu te supăra pe mine, dar scuză-mă că-ți spun, dar mi se pare că, nu știu, exagerez un pic. Eu știu că tu îți dorești foarte mult un copil, dar, nu știu, mi se pare că te duci prea mult. Hai, măi, Angela, încetează, că știu foarte bine ce vorbesc. Despre ce vorbești? Despre faptul că nu au nebunit oricum. Te-am adus aici cu un scop. Trebuie să alegem niște hăinuțe, dar hai să le alegem universale, ai, că momentan... Ai mai vorbit ceva cu cei de la... pentru adopția copilului? Nu cred că mai e necesar să vorbesc. What? Cum? De ce? Doina. Doina. Ce? Îmi citești în privire sau da, trebuie ceva să-ți spun spui, eu? Acum îmi spui, nu chiar. Ce sunt s-a însărcinată, Angela. Wow. Nu pot să cred! Nu pot! Pe bune? Da, pe bune. Vai, nu cred! Da. Mi-a fătă tu spune, chiar pe bune? Da, vorbesc serios. Oricât de mult mi-aș dori să țin asta pentru mine, nu pot să nu mă bucur. Și până la urmă, nu pot să nu mă laud. Credeam că Doina va înfia un copil și atât. Dar uite că Dumnezeu i-a îmbrățișat. Vai, nu pot să crezi, sunt atât de fericită pentru tine. Eu ce să sunt zic, foarte da, fericită. Cât m-am chinuit și în sfârșit acum s-a întâmplat. Doamne, Dumnezeu e mare, nu pot să crezi. Uite, mi s-a făcut pielea de găină când îți spun, ești singura care îi spun, pentru că nici măcar lui sormea nu i-am spus. Și nu te pentru înțelegeam. Că am agită, e eu agitată nu te și n-am chef. De ce vii aici să-mi arăți mie toate chestiile astea și când tu colo, în câte săptămâni ești? În 12. Wow. Nu pot să cred. Și tocmai acum îmi spui. Păi, sincer să fiu, am vrut să, na, să aștept să treacă perioada aia critică, ca să spun așa, și nici medicul nu mi-a spus să fac prea mari iluzii, pentru că, na, știi foarte bine că m-am chinuit la început și n-avea sens. Am zis să treacă perioada asta și să știu că sunt în regulă, că e totul bine. Hai, înțelegi? Sincer să fiu, chiar, e, da, să fii chiar tu bine. Sunt fericită. Că, na, Emil a vrut atunci să plecăm în vacanța asta. Poate dacă nu plecam și nu mă relaxam un pic, nu se întâmpla minunea asta. Mamă, Dumnezeu chiar e mare și v-a ajutat. Mă bucur enorm de mult. Nu știu ce să mai zic, m-ai lăsat fără cuvinte. Sarcina este abia la început, dar doctorii mi-au spus că totul decurge normal. Da, știu, și eu mă bucur și, na, abia aștept. Și încă nu știu ce va fi, de asta trebuie să aleg ceva, nu știu, culori care să se potrivească și la băieță și la fetiță, știi? Știu că ești nerăbdătoare, dar nu vine să cred, mi-ai lăsat pe mine mască și știu că te-ai chinuit. Da, m-am chinuit foarte mult și uite că Dumnezeu există și mi-a dat ceea ce mi-am dorit cel mai mult pe lumea asta. De asta zic, nu știu, am avut încredere că se va întâmpla și uite că s-a întâmplat. O să fii nașă, evident că o să fii nașă. No.
Angela nu este singura fericită pentru marea reușită a Doinei. Vestea ajunge și la urechile doamnei Jenny, care, aflând că nora ei este însărcinată, nu pregete să-și ofere serviciile, așa că în scurt timp își face apariția în casa Doinei și a fiului ei, plină de cumpărături și de bagaje. Hai, bro. Simte-te ca la mine acasă. Da, mămică. Unde-i Doina? Doinița? Doinița? Unde ești, mami? Ce faci, mami? Bine te-am găsit, mămică, fata lui mama, iubita lui mama. Stați puțin, dar puteați să vă descălțați mămică, la ușă, Emil, serios. N-are nimică, mămică, face curat, mami. A venit mamică să vadă. Ce faci, ești bine? Uite, dar ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Bine, mămică, am venit să avem grijă de tine în special, în mod special, mămică, să te protejeze mama, că... A zis Socrata că n-ai castroane și ți-ai adus, ia uite. Stați că nu înțeleg. Am castroane, am tot ce-mi trebuie. Vă rog frumos să le luați înapoi, că nu am ce să fac ele. Mămică, mama le folosește. S-a liniștită. Cum adică le folosește? Eu nu fac în așa ceva, mamă. Micule, nu te interesează pe tine de nimic decât să stai și să ai grijă de bebiță. În momentul ăsta mă interesează să vă descălțați, vă rog frumos. Și tu ce faci? Hai, lasă-mă să mă jignesc, mă lași. Micule, că-i faci rău lui ăla mic. Nu, mamă, lasă-mă că nu sunt bibelou. Pot să am grijă de mine singură, serios. Iubire, nu, mă, mică, că nu, Doamne ferește, nu vreau să se întâmple ceva cu ăla mic. De-aia am venit special, aurelu. Nu se întâmplă, te rog frumos, mergi și descalță. Deși vreau să știu ce se întâmplă aici. Uite, agita. Mai ce, mămică, mai ce, că tu știi când vorbești, tu vorbește și ăsta mic. Simte la mic ceva acolo. Doinei nimic nu-i convine și întotdeauna vrea ca lucrurile să fie făcute cum își dorește ea. E, ghinion, trebuie să mai asculte și de alții, că nu doar ea este singura deșteaptă din casa asta. După ce o să nască Doina, o să am grijă de copil. Mă plimb, îl schimb, o să mă împrietenesc cu alte bunici. Mami, bine că ați renunțat la ideea aia proastă de a înfia un copil. Bine că ați renunțat. Da, mamă, da. Bine că ați renunțat, Doamne, sunt așa de fericită, m-ați făcut așa de fericită de numai pot. Nu știu ce să fac, cum să vă fac ca să vă simțiți bine, să te simți în special tu, mămică. Mai aduci niște bagaje de bucurie, prea, nu mai ai? Da. Asta zic, dacă e nevoie de ceva, mai aduce mai. Păi aduce mai multe. Stai puțin, cum să ne ajute maică ta când maică ta e pe pastile? Cum să o... Lasă-mă cum să ne ajute halul în care e? Sunt așa de fericită, parcă nu mai simt nevoia de nicio pastilă. Nu știu cum să joacă pastile, nu mai vrea pastile, ai văzut? Nu mai știu de fericită ce sunt. Hai că mami se duce să se instaleze. Mă duc să mă instalez, mamă, du-te, să mă bre, schimb. Instalează-te. Hai că vreau mă duc. Să nu dai și de vreun instalator pe acolo. Așa. Ți-am adus ajutor, iubire. Dai jos, nu te mai obosi, că bebelul. Ce se întâmplă aici, Emil? Ce se întâmplă? A venit mama să ne ajute, să aibă acolo grijă, să aibă grijă de casă, să te ajute, să nu... Ai zis tu că nu mai face efort? Să mă ajute cu ce, omule? Nu mă interesează și nu am nevoie de ajutor. Te rog frumos, ia asta că mi se face rău când simt mirosul de găină. Cum să-mi facă mie? Cum să-mi facă mie? Ce, mă, găina de țară e bună? Tu mâncai ciorbă cu găina de țară. Băi, știi foarte bine că nu suport mirosul de parfum și de cafea în casa asta. Te rog frumos, mai ales de găină pârlită. Deci, serios, îmi vine să... Nu vrei să știi. Și nu vreau să murdăresc pe aici, serios. Deci nu, așa ceva nu se poate. Deci nu o să facă treaba asta. Mă cer cu mama. Nu știu, nu mă interesează. Rezistă și tu un pic. Nu rezist deloc. Deci nu mă interesează ce ai făcut, dar să dispară până mă întorc. Sincer. Bine, dar unde te duci? De să dispară până mă întorc. Dacă fac copilul ăsta, vreau să-l cresc doar eu și soțul meu. Nu trebuie să mă ajute absolut nimeni până nu cer eu ajutorul. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile, că dacă copiii ăștia înfiau un copil, eram terminată. Nu știu ce să faci, dar să te rog frumos să dispară până mă întorc. Cine să dispară, găina? Găina cu măta. Ei. Să dispară amândouă din casa mea, te rog frumos. Nu mai fi așa, lasă. Ia uite ce găină frumoasă. Deci nu, scoate de acolo, te rog, că îmi faci numai mizerie pe aici. Te rog frumos. Deci să dispară măta, că nu e în regulă ce se întâmplă. Eu n-am chef de ea, nu vreau ajutorul ei. Păi stai cu fundul în sus toată ziua. Să încearcă și tu să fii mai maleabil. A venit să ne ajute, n-a venit să ne omoare. Nu mă interesează, nu am nevoie de ajutor. Dar pe mine mă interesează. Uite, pe mine face bine că a venit mama să ne ajute. Te rog frumos. De ce nu eram, mai maleabil. Eu nu ți eram suficientă? Tu chiar vrei? Da, tocmai că erai suficientă și e nevoie de și mai mult. Ne-a fost înainte sau nu? Nu, e cum să spui rău, Doamne. Adică te-ai săturat de prea mult bine și ai chemat-o pe măta acasă, ce? Ca să-și bage în apă. Hai mă, nu mai fi așa răutăcioasă, pe bune. Cât ai de gând să continui cu ranchiuna asta? Chiar nu are niciun motiv să se enerveze. Mama are doar intenții bune. Mi-am dorit de nu știu când să fiu gravidă. Dar treaba asta este foarte dificilă. Nu mi-erau de ajuns stările de greață. Acum trebuie să o supor și pe soacră mea pe cap. Băi, până la urmă, ce totul de atâta cu mama? Deci hai să te potolești puțin. Până la urmă, care e problema? Ce? Că nu mai poți să mergi despre iată prin casă? Sau care e ideea? Că așa aveam noi multe momente de-astea romanticoase. Ceva de nedescris. Lasă-mă, te rog frumos. Nu începe cu show-ul ăsta, că n-am mai avut un moment romantic, n-am mai văzut și eu...
paradisul de când ai rămas gravidă, că ai zis, domne, să nu afectăm copilul. Băi, băiatule, tu ai făcut un lucru fără să mă consulți, ai înțeles? Lasă că și tu ai luat o grămadă de decizii de una singură. Și tu ai luat o grămadă de decizii de una singură. Te joci cu focul și nu e bine deloc. Ei, na. Uite care e ideea. Lasă-o măcar o săptămână să ne ajute. Deloc. Și cu asta. Ba, nu, hai. Știi că nici eu nu sunt de multe ori dus la biserică, așa că hai să te potolești. Lasă-o o săptămână, vedem cum merg lucrurile și după săptămână plec. Auzi ceva? Încearcă să faci curățenie mai repede aici, în casa asta. Lasă că face ea, că de-aia a venit. Pa. Cu tot cu băta. Deși venită în casa copiilor cu cele mai bune intenții, Doina refuză până și doar ideea de a locui sub același acoperiș cu mama soacră, însă Doina se pare că nu are de ales și se vede nevoită să-i facă pe plac soțului ei, care are doar avantaje cazându-și mama cu el în casă. Au trecut zile, săptămâni și luni la rând, astfel că ne reîntâlnim cu Doina și Emil după un an de zile. Dacă ne așteptăm să-i regăsim pe cei doi soți niște părinți fericiți, din păcate lucrurile nu stau deloc așa. Doamna Jenny locuiește în continuare cu cei doi soți, Emil a devenit tot mai comod, iar Doina, pe lângă îngrijirea copilașului, o suportă tot mai greu pe mama soacră. Deci eu nu mai pot. Ai înțeles? Nu mai pot. Spune lui maică ta să plece afară din casă, că nu mai pot. Să plece, dă-o afară. Fă ce vrei cu ea, că nici nu mă interesează. Uite ce e pe mine. Deci nu mai pot. Ce mai făcut mama de data asta? Ce am făcut? M-a dat nu știu câta oară la o parte să-mi schimbe ea mie copilul de Pampers, ai înțeles? Adică eu nu sunt capabilă sau care e problema? Că nu mă prind. Deci eu nu mai suport. De ce ai adus-o Emile în casa asta? Casă ce? Hai să fii atentă. Eu am o idee. Hai să organizăm olimpiada de schimbat scutece. Ce zici? Bă, tu crezi că mie mi-arde de mișto? Bă, tu crezi că mie mi-arde de mișto? Zi! Tu crezi că mie mi-arde de mișto cu tine? Ne-am chinuit atât de mult să facem copilul ăsta, iar el nu-și petrece absolut deloc timp cu Matei. Îmi spune că e prea mic și că nu știe să dea cu piciorul în mingie, vezi, Doamne. Nu mă panichez, pentru că m-am documentat vis-a-vis de perioada asta pe care Doina traversează. Zi! Du-te imediat și du-o afară, că eu nu mai pot cu ea. Eu nu mai pot. De ce ai adus-o în casa asta? De ce ai adus-o? Uite, eu n-am timp nici de mine. Dereglată, ce ai? Uite cum arăt. Băi, ești dereglată, de când arunci tu lucrurile în mine? Uite cum arăt. Uite, de acum arunc lucrurile în tine. Care-i problema? Doamne, ferește. Mă, de ce ai adus-o în casa asta? Pentru ce ai adus-o în casa asta? Pe femeia asta? Ca să ce? Să-mi facă ce? Să mă ajute cu ceva? Da. Nu mai rău mă încurcă, mă, băiatul, mai rău mă încurcă. De când e măta în casa asta, te-ai îngrășat ca un porc, miroși oribil, nu te mai îngrijești, ești vai de capul tău. Ai înțeles? Mai bine îmbrăcat decât tine, tu ești cu voma pe tine și spui mie că eu sunt miros cu voma oribil. Pe mine pentru că am grijă de copilul nostru, mă. Ai înțeles? Păi și măta se bagă unde nu îi fierbe oala. E mama, uite ce bărbat frumos a făcut mama. Ia uite, mă, o superbitate de om sunt. Tu ești o superbitate de om. Nu că te-ai făcut un porc, îți dă măta să mănânci la 12 noaptea. Nu mă agresim. Nu ești Morea Carey. Stai cu minte. Nu mă dai măcar am născut. Ai înțeles? Noi mai fi. Soțul meu nu mă mai ajută cu nimic. Stă toată ziua la muncă, iar când vine acasă, stă doar cu ochii în telefon sau cu nasul în televizor. Atât, altceva nu știe să facă. Pe veste mi s-a cam urât cu binele. Alte femei ar da orice să fie în locul ei, pentru că mama chiar o ajută la absolut orice. Deci nu vă mai suport, nici pe tine și nici pe măta. Te rog frumos, ia-o și du-o afară din casa mea. Ăștia ai înțeles? Cu noi defilez, m-am săturat să umble peste tot cu grăsimea târâș, să peste tot, oriunde aș atinge, e plin de grăsime. Băi, ia, te rog frumos, nu mai vorbi de mama așa. Să mai vorbesc de măta așa? Da, nu mai vorbi de mama așa. M-am săturat și de tine și de măta, că vine să spun masa asta în cap, ai înțeles? Nu mai pot. Hai. Cu grăsimea pe peste ia tot, vezi, nu mai cum, suport. Ia vezi cum te întinde pe masă, ai grijă. Nu mai suport. Ia hai. Vezi tu cu amenințările astea, că să nu-ți dau cu asta în cap acum, ai înțeles? Să te lovești, blago, singură. Nu mai suport, nici pe tine și nici pe măta. Nu mă încurcă. Măta nu mă încurcă de când e în casa asta. Nu mai mă încurcă, ca și la botez, mă. La botez. A planificat ea botezul mai devreme, botezul lui Matei, ca să ce? Ca să am 2-3 fraieri care au venit, nu? 2-3 rude. Mi-a stricat tot mi-a stricat. De când o cunosc, e blestem pe capul meu, ai înțeles? Toate bă, pozele, da, toate pozele de botez, mama... ei măta cu copilul în brațe. Mi-a mie copilul din brațe, nu mai suport, Emil, ai înțeles? Nu mai suport! Du-te și iau pe măta și pleacă cu măta cu du-te tot! Du-te și apare eu mână de aia și gata! Du-te și iau pe măta și plecați din casa mea, altfel eu o să plec și o să mă mut cu Matei din casa asta și nu o să mai vezi drum în viața ta, înțeles? Drum bun, pe Matei nu-l iei, drum bun, ieși pe geam! Nu te mai suport! Ieși nu te mai suport! Ieși pe geam! Nu te mai suport și nici pe măta! Toți amândoi sunteți o apă și un pământ! Du-te și sparte căpuți de la 5 km distanță! Vezi că ai vomă pe tine, prințeso! Eu miros, tu cu voma pe tine și eu miros! Dacă mama s-a oferit să vină să ne ajute,
Cum aș putea să-l dau afară? Acum pe bune. Aș părea nebun, nu? Am ajuns la capătul puterilor. Nu mai am timp de mine, nu mai am timp de nimic. Dar cel mai mult mă deranjează că soacră mea se bagă peste mine. Nu te mai suport! Te urăsc și pe tine și pe măta! Nu vă mai suport! Nu vă mai suport! Pa. Nu vă mai suport! Atmosfera din casă este mai tensionată decât ne-am fi imaginat. De aceea, singurele momente... Doina i-a schimbat acesteia complet starea de spirit. Oare ce se întâmplă? Nerăbdători așteptăm ca Doina să-i facă o vizită soțului ei la restaurantul unde acesta lucrează și poate aflăm amănunte despre telefonul secret primit de ea. Hei! Mersi mult! La ordinul dumneavoastră. Ia zi, ce s-a întâmplat de mai chemat așa, de ce ardea în halul ăsta? Păi, trebuia să vorbesc neapărat. Cred că vă voie să mă cert și pe aici, nu? Nu vreau să te cert, am venit în semn de pace. Crede-mă, nu te cert, nu țip, nu urlu. Vreau să spun ceva foarte important. Bine, dacă e important, scurs și la obiect, am trei mașini de marfă în spate, te rog frumos. Da. Ideea e că am primit un telefon. Am primit un telefon. Ce marcă? Foarte important. Încetează cu glumele, serios, n-am chef. De serios, n-am chef. Okay. Am primit un telefon și mi s-a spus că totul merge perfect ca să putem înfia un copil. Exclus. El era de acord să înfiem un copil. Cum s-a schimbat așa dintr-o dată și nu mai vrea, nu pot să înțeleg. Da, este adevărat. Pentru mine contează și ce spune mama. De ce? Pentru că dacă nu ascult pe ea, femeia asta o să moară de inimă rea. Măi, nu exclus, te rog frumos, nu reacționa așa. Avem băiețel, acum putem înfia o fetiță. Am fi împliniți, crede-mă. Am avea pereche. Ar exclus, fi exact nu, ce pentru trebuie. Că avem deja un copil. Avem un băiețel, da, e măricel. E tot ce ne-am dorit, am luptat ani de zile să obținem această posibilitate de a avea un copil. Dumnezeu ne l-a dat, hai să ne bucurăm. Da, dar mai putem avea și o fetiță. Adică dacă Dumnezeu ne-a ajutat și ne ajută să putem să înfiem copilul ăsta care până la urmă nu are nicio vină. Adică putem fi părinții ei, poate avea un frățior. Și, adică, ce propui? Și copilul nostru, ce și metrul propui? Nostru. Să-l adoptăm, să ce? Să-l ajutăm. Hai să facem altfel. Hai să-i trimiți bănuți, hai să-i trimiți hăinuțe, hai să-i trimitem cadouri de Crăciun, de Paști, de Revelion. Eu zic că ar fi mult mai ok un ajutor de genul. Nu e tot una, Emil, crede-mă că nu e tot una. Da, e cel mai, eu, e cel eu mai eu bine nu înțeleg să... de ce vrei să adopți un copil în plus. Nu e bun al nostru, e defect, îi lipsește ceva? Băi, ce? Nu vorbi așa, știi foarte bine că îmi iubesc copilul mai mult decât orice pe okay, lumea asta, ok, pe asta înțelegi? Zic și eu, și eu îl iubesc foarte mult, ca pe ochii mei din cap și mi-e de ajuns. Mai am dragoste nostru. Și pentru o fetiță și știi că la noi... Nu cred că o să se mai poată. Eu nu cred că Matei s-ar adapta cu un copil adoptat. S-ar adapta cu siguranță, pentru că Matei este încă mic și vor crește împreună, înțelegi? Nu, adică va considera că este surioara lui. Gândește-te, te rog, de ce trebuie să fie mereu ca tine? De ce trebuie să te încăpățânezi așa, că nu înțeleg? Pentru că mi-e iubesc prea mult copilul și a fost destul de mult timp ca tine. Emil seamănă din ce în ce mai mult cu Măsa și asta nu-mi place deloc. Soția mea are acasă tot ce și-ar putea dori. Așa că ar face bine să-și revină cu picioarele pe pământ. Atât de ușor de manevrat ești, a băgat măta în cap, ți-ai rușine că o faci de râs pe măta, frumos, serios? Te rog, stop, stop deja, bă, o bași pe mama niște discuții. Mama n-are nicio legătură, nu vreau să deschid discuția despre băi, mama, oricum stai liniștită că nici până mai, ieri, mai... Până mai ieri te băteai cu pumnii în piept și ai făcut o înțelegere cu măta că ne va crește copiii, indiferent de situație, că va fi adoptat, că okay. Îl voi putea face eu. Acum ce s-a întâmplat?
că până mai erai de acord. Mamă, oricum să o să plece cât de curând, așa că stai liniștită, nu-ți bate capul. Bă, ce fel de om ești? Vezi, mai ai puțin și dai lui maică ta cu șutul în fund să plece de la noi din casă. Hai să te bucuri când o să plece. Potolește-te. Vreau să fii de acord cu asta. Te nu rog. Nu pot fi de acord cu ceea ce-ți dorești tu în momentul acesta. Dar de ce trebuie să fii cum vrei tot timpul, Emil, că și de ce trebuie minți? Să fie ca tine? Băi, ne aude lumea, serios. Hai să încheiem cu asta. Tu vrei să ne audă lumea. Eu zic să te calmezi, să te liniștești, te duci pe Matei în brațe și te mai gândești de 10.000 de ori de ce vrei o fetiță. Nu am de ce, nu am la ce să mă gândesc. Îl iubesc pe Matei și vreau cu disperare să-mi fie copilul ăsta. Ai înțeles? Ia, ajungem în pragul disperării tale. Mi-l exact asta ți-am spus și mai acum ceva timp, un an și ceva. Nu face lucruri la disperare pentru că s-ar putea să faci greșeli. Emil și cu maică s-au voie să facă orice le trece prin cap. Dar eu, dacă cer ceva atât de uman și atât de pur, se găsește el să vocifereze. Dacă nu am fi putut face copii, aș mai fi spus. Aș fi luat în considerare și varianta ei. Dar așa, de ce să ne mai batem capul să-mi fiem? Eu zic să stai liniștită pentru că mama oricum cât de curând o să zboare. O să zboare? Da. Tu pentru ce ai adus-o pe măta în casă, mă? Ai adus-o să aibă grijă de Matei? Ai adus-o ca să ne ajute la treburi sau de ce ai ajutat? Sau să-ți facă ție mendrele, că n-am înțeles. Ei, vezi că te-ai prins? Ai prins, că m-am prins, nu? Ești deșteaptă, de asta te iubesc. Bă, cum pot să fim așa? Cum pot să fii așa? Timpul ți-a expirat, da? Îmi pare rău, telefonul sună continuu, Marfa nu se bagă singură, fuge acasă. Emil! Te pup. Emil, înțelege ce vreau să-mi spun! Se pare că Doina nu a renunțat la ideea înfierii, însă de data aceasta ea se izbește de refuzul categoric al soțului ei. Ce faci, mamă, soacră? Unde pleci? Vezi că băiatul doarme în casă. Hai, pa! Pe unde la pleci? Revedere! Pa! Pe unde pleci? Pa, pa, pa! Nu vorbești cu mine? Mamă, soacră! Pa! Doamne, maica Domnului, la revedere! Speram că dacă mărul discordiei a dispărut din casa celor doi soți, atmosfera se revine la normal. Ți-au trecut gărgăunii după discuția de azi? Până și ție, ok. Da. Ai venit cu chef de ceartă sau mi se pare mie? Nu mai e bună de mult. Repet, ai venit cu chef de ceartă sau mi se pare mie? Am venit obosit. Ai venit obosit? Săracu. Ce faci? Ce să fac, uite... Tu nervoasă ești? Nu sunt nervoasă. Sunt ok. Fața ta nu prea îmi spune același lucru. Probabil sunt puțin îngândurată și de asta ai impresia că am nervi. Hai că uite, să te relaxezi după ce o să-ți spun că șefii ăștia ai noștri mari vor să deschidă un restaurant la mare. Succes, ce să zic. Nu e o idee bună? Eu zic că ar merge afacerea la mare cu un restaurant. Și ai un coleg, nu știu, care se pricepe de minune la treaba asta sau ce? Păi eu să trebuiesc să stau undeva la vreo lună și ceva pe acolo. A, este vorba de tine? Îți făceai dubii că n-aș fi cel mai bun om al lor sau ce? Adică tu trebuie să pleci la mare? Păi zi așa, băiatul meu, și ai acceptat, nu? E logic că am acceptat, de ce n-aș fi acceptat? Cum? De ce să fii prost să vii acasă să te consulți cu mine când poți să fii tu mare șmecher, să accepți din prima, fără să încerci și vii părerea, ce știi? Să faci? Băi, pe bune, de acasă ce să faci? Stau să mă încerc cu tine? Tu nu vezi că tu ai buzdâci și ai gărgăuni continuu? Orice zic, orice fac, tu explodezi? Nu, Emil, eu încerc să discut cu tine, dar asta pare că nu am discuție. Cu cine. Nu, îmi pare rău, dar nu, asta nu e discuție, asta e un mod de a te exterioriza. Da? Păi înseamnă că, nu știu, suntem cumva chit. În condițiile în care tu îți iei deciziile singur, așa o să fac și eu, nu? Nu pot să fii atât de orb și atât de superficial și să nu-ți urmărești decât propriul tău interes. E adevărat, aș fi putut să refuz plecarea la mare. Dar, sincer, am nevoie de o gură de aer, să simt că respir puțin. Nu prea că tu nu iei decizii benefice de obicei. Ba da. Eu cred că iau cele mai bune decizii pentru noi și cred că asta am făcut întotdeauna. Însă nu am avut cu cine mă consulta, știi ce zic? Și ce decizii vrei să iei? Ia uimește-mă că presimt ceva acolo. Presimți? Mm-hmm. Păi dacă presimți ceea ce gândesc eu în momentul ăsta, presimți bine. Ideea e că tu oricum ai zis că pleci, da? Și cât ai zis că stai acolo? O lună și ceva. O lună și ceva? Păi oricum eu o să merg la centru și
Și o să iau pe Marina acasă. Marina e fetița despre care îți spuneam. De 5 anișori. Doamne, ferește, măi, femeia, Dumnezeu, nu știu, dar eu am impresia că tu te cam joci așa cu viața copilului eluia. Eu mă joc cu viața copilului. Pentru ce să-l aduci aici, dacă oricum el tot acolo să se întoarcă? Îl aduci ca să ce? Păi nu, o să rămână copilul nostru. E, rămâne copilul nostru, măi... Măi, tu nu înțelegi un lucru, eu nu iau copilul la în vacanță. Ai înțeles? Eu iau copilul la definitiv. În momentele astea, Emil este un egoist și nu se gândește deloc la mine și la ceea ce m-ar putea face fericită. Dacă tu îți dorești atât de mult să aduci pe copilul respectiv aici, să-l iubim, să-l îndrăgim, să-i oferim luna de pe cer, cu Matei al nostru, cum rămâne? Cum adică cum rămâne? Matei al nostru va fi copilul nostru! Indiferent de situație, indiferent că va mai apărea, că va mai apărea unul în viața mea. Iar dacă îți faci atâtea griji, atâtea probleme și începi să urli la mine ca un descreierat, asta pot să fac și eu. Atunci nu pleci. Stai acasă și ai grijă de el. Ai înțeles? Pentru că tu ai acceptat lucrul ăsta fără măcar să te consulți cu mine, fără măcar să mă anunți. Păi tu vrei, aici vorbim de jobul meu, da? Dar jobul nu mă interesează. Prin care îmi procur un venit constant ca să putem să avem un trai ok. Eu vorbesc despre familia noastră. Bun. Mă doare în cot de jobul tău, adică ai înțeles? Adică tu vrei să renunți la munca mea? Eu vorbesc despre familia noastră. Dacă e necesar, da, poți renunța la munca ta. Pentru familie. Contează mai mult. Băi, nu exagera. Pe bune, deja încep să-mi fac impresii greșite despre tine. Nu exagerez cu absolut nimic, să-ți fie clar. Copilul ăla va veni la noi în casă și va rămâne la noi în casă, punct. Indiferent de situație. Cum tu ți-ai decizii de unul singur, așa le voi lua și eu. Eu indiferent de ceea ce vrei tu. Eu nu sunt de acord cu părerea ta și sper ca în tot timpul ăsta cât sunt plecat să-ți dispară odată ideea asta. Copilul ăsta va veni acum în casa noastră obosit, mai repede decât crezi. Și aș vrea crede-mă să mă odihnesc, îți mulțumesc. Eu nu am nimic personal cu copila aceea. Sincer, chiar îmi pare rău că a rămas orfană. Doar că, din păcate, nu o putem ajuta noi în momentul de față. Foarte bine, odihnește-te. Dar eu în seara asta voi dormi cu Matei în cameră. Ai înțeles? Nu, Cocolo, și copilul, te rog frumos, lasă să doarmă liniștit în camera lui singur. Doina și Emil nu au mai găsit un numitor comun în comunicarea dintre ei, deși minunea s-a înfăptuit și micuțul Matei a apărut în viața lor. Cum Emil a acceptat plecarea la mare dornic să evadeze din căsnicie, Doina profită de ocazie și își îndeplinește dorința de o aduce în casă pe micuța Marina. Între Emil și Doina a intervenit distanța, iar căsnicia lor pare că a ajuns într-un impas. Nașii micuțului Matei, pe numele lor Dani și Angela, devin îngrijorați de acest fapt și îi fac o vizită doamnei Jenny. Numai tâmpenii are Doina în cap și a spus și lui Emil: măi, Emil, mamă, nu trebuie să faceți așa ceva, nu trebuie să că v-a dat Dumnezeu un copil atât de frumos și atât de deștept, încât gata, e suficient. Ce îți mai trebuie al doilea copil, care copilul ăsta nu e al vostru? Doamna Jenny. Numai prostii au în cap, amândoi. De ce spuneți asta, doamna Jenny? Dumneavoastră știți că s-a chinuit Emil și cu Doina să facă acest copil care l-a? Ideea e că Dumnezeu le-a dat un bine și vor la rândul lor exact să facă și ei bine. Și până la urmă, care e situația? Dumnezeu e sus. Mai bine făcea bine și Doina mai venea și ea pe la soacră sa. Că soacră sa a avut grijă de ea când a trebuit și când a fost cea mai mare nevoie. Când i-a fost cea mai mare nevoie, am fost lângă ea. I-am gătit, i-am făcut curat, i-am făcut de toate. De toate. Nici o mulțumire n-am avut din partea ei. Da, acum este ea acasă mulțumire singură și se ocupă. Așa mi-aș fi dorit să vină încoace. Poate exagerați aici un pic. S-au găsit ăștia doi să vină și să mă întorcă pe mine împotriva copilului meu. Că parcă eu sunt proastă și nu mă prind. Cei doi copii se înțeleg perfect și asta a dat-o pe spate pe Doina. Nu cred că ideea este... Ideea e că e un lucru bun să fieți un copil și... Și... Mă gândeam, poate reușim să discutăm, să îi împăcăm în primul rând. Să ne ajutați și dumneavoastră. Nu se poate așa. De ce, doamne? Nu se poate așa ceva. Nu se poate să-mi fieze un copil. Nu se poate să-mi fieze. Bine, dar asta nu e treaba dacă noastră... Dacă îi face ceva... Vă știți cum sunt copiii care sunt înfiați, că nu sunt educați, nu sunt... Ceva. Nu poți să știi ce apucături are și dacă... Nu putem să știm nici de copilul nostru, dacă... Dacă copilul ăla, cine știe ce îi face nepotul meu? Uitați. Ce să facă, că până la urmă nici de copiii noștri nu putem să băgăm mâna în foc. Vrea și ei o surioară pentru fiul lor. Nu, mama, nu, mi-e tare frică, dacă știți cum sunt copiii în ziua de azi. Păi ăștia i-a trimis Doina, dacă nu cumva le-a dat și bani să vină aici.
Mă lăsește de la orfelinat. Doamna Jenny. Care n-au un pic de educație. Cine se duce? Ce se ocupe de ei? Stați un pic, nu, vă rog eu frumos. Vă permiteți să luați o decizie. Da. Acum, dacă cineva ar putea să-i facă rău nepotului dumneavoastră, ar putea să fie și o soră sau un frate de sânge sau un nepot. Noi nu putem băga mâna în foc pentru copiii noștri. Sunt caractere diferite. Și această fetiță, cel puțin... Eu știu că Doina v-a băgat în cap toate lucrurile astea. Nu, sunt convinsă. Sunt fel convinsă și v-am spus și data trecută. Decizia mea a fost decizia mea să venim aici. Nu, lasă eu că am hotărât asta. Ea e de vină, lasă că vorbesc eu cu ea. Mi-am dat seama. Îmi răcesc gura de pomană. Aș putea să vorbesc cu ea până mâine dimineață. Și tot n-aș ajunge la o înțelegere cu dumnei. Acum am înțeles. Chiar doamna Jenny l-a înverșunat pe Emil împotriva adopției. Doamna Jenny, ne-a ajutat să-i împăcăm pe copiii ăștia? S-au băgat doar zâzanii. Eu sunt de acord să se pace, dar nu sunt de acord să mai înfieze încă un copil. Are un copil frumos, deștept. Dar asta cred că deține de decizia lor. Știi ceva? Da. Am venit degeaba și ne pierdem timpul de pomană. Și eu cred la fel. Am crezut că puteți să ne ajutați într-un fel, dar ne-am înșelat. Ne-am dat seama cu ce mișmașuri umblă Doina. O să-l pun în gardă pe Emil. Să fii atent. Doina n-are nicio șansă. Soțul ei și cu soacră sa sunt împotriva ei. Doamna Jenny riscă, din cauza unei încăpățânări fără argumente solide, să distrugă căsnicia propriului ei fiu, refuzând categoric ideea de a ajuta pe naș pentru a întregi familia, însă pentru că Angela înțelege ce se întâmplă în sufletul Doinei, caută să-i fie aproape acesteia și să o susțină cât mai des posibil. Frate, când ai cea mai mare nevoie de el, el nu e aici. Deci el nu e aici, uite. În momentele astea, în loc să fie lângă mine, ești tu. Tocmai, deci eu nu înțeleg de ce face așa ceva. Da, nici eu nu înțeleg. Dă-l naibii de job, pe bune, când știi foarte bine situația în care ne aflăm. Când trebuie să ne susținem reciproc, tu pleci. Tu ales să pleci. Știi ce mi se pare mie personal? Mie mi se pare că face ceva intenționat, adică scapă de ceva, nu știu. Parcă nu vrea să fie, mai ales deciziile care le-a luat. Dar nu e în ziua. Bună ziua. Trebuia să vă stați la ușă, în primul rând. Deci. Și în al doilea rând, ce căutați? Tu când ai venit la mine ai fost trimisă de Doina când ai venit cu bărbatul tu la mine. Și am spus eu lucrul ăsta și tu ai negat că nu. Și ce vreți, doamnă, să fac? Nu să iau apărare? Erau certați, normal, păi, să vii la dumneavoastră. Dar de ce ai mințit? Nu puteam să o las singură pe Doina, să se despartă de Emil dintr-o tâmpenie, dintr-un orgoliu. Am mirosit-o pe Angela că e în cârdășie cu Doina. Că nu venea așa de la ea, că nu mai putea de fiul meu. Asta era problema. Doamnă, de ce ei minței? Doi sunt certați. Automat la cine vin? Nu la dumneavoastră, care aveți un copil și trebuie să-l sprijiniți până la capăt. Păi de ce sunt certați? Dar de ce ești în casa mea? Păi tu nu e aici. A plecat, mă evită, nu vorbește cu mine. Te rog să fii mai civilizată. Mai liniștită și să-ți respecti soacra. Dar vă respectați întotdeauna, până acum, cred că v-am respectat suficient de mult. Nu. De ce nu vă sprijiniți băiatul? Cu soacra ta, care te-a ajutat, care te-a îngrijit, care ți-a făcut curățenie. Nu am avut nevoie de ajutorul. Nu mi-ai cerut, dar ca drept răsplată. Dar nu mi-ai cerut, tu am făcut eu. V-a chemat Emil. V-a demonstrat că ea putea să descurce și singură. V-a demonstrat chestia asta, nu? Te-ai băgat cu soțul tău. Pusă de ea, te-ai băgat cu soțul tău. Nu că care nu trebuia ea. Să te bagi. Nu trebuia să te bagi. Și chiar dacă ar fi fost așa, e sunașă. Măi, femeie, Doina, nu este în casă. De ce ai venit? Noi nu avem ce să discutăm, Doina, ce să vorbim. Eu știu unde e băiatul meu. Băiatul foarte meu sună. Bine, că știți. Băiatul meu mă sună, eu știu. A sunat-o pe mami, nu a sunat-o pe nevastă, să da, e logic. A sunat-o pe mami pentru că are cu cine să vorbească, că soția lui are mai vrut, doamnă. Ați venit aici pe scandal pusă. Vă rog eu frumos să taci din gură. Vă rog eu frumos. Nu te mai băga în căsnicia lor, că uite unde păi ai adus-o. Asta cu cine să vorbească, doamna, uite unde ai adus-o, uite unde ai adus-o, da, tu ai adus-o cu ideile tare și al soțului tău. Dumneavoastră sunt împotrivă, de ce nu știu copilul? În loc ca băiatul dumitale să fie alături de mine, să ia. O să-i spun eu, am știut eu că ești împotriva. Și tu și soțul tău ai fost împotriva copilului meu. Doamnă, au avut o binecuvântare de la Dumnezeu să aibă un băiat, un copil. Da, de ce să nu facă la rândul lor și ei același lucru? De ce nu sunteți împotriva la acest lucru? Dacă a avut binecuvântare de la Dumnezeu, de cum ce să mai aducă unul în plus când ăla nu e al lor? Da, de ce nu? Din moment ce are problema? Să aibă grijă amândoi de copilul lor. Doina și ambițiile ei l-au alungat pe fiul meu din casa lui. Eu trebuie să îndrept lucrurile astea.
Te rog foarte mult, nu o să faci tu ce vrei fără copilul hai meu. Hai să vezi! Eu acum hai să plec, vezi. Dar fără copilul meu nu e nicio de decizie. Hai să vezi! Hai să vezi ce dacă o să fac sau te rog foarte mult. Halal, mamă, ce ești? Halal, mamă, ce ești? No, nu, ca nu. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Emil! Emil, cum s-a întâmplat așa ceva? Marina! Marina, vino la mine! Vino la mine, Marina, te rog! Mamă, cine-i copilul ăsta, mamă? Calmați-vă puțin, vă rog, haideți să nu speriem copilul. Marina, mamă, vino la mine! Ai făcut o infracțiune, mămico! Tu știi că ai făcut o infracțiune cu copilul ăsta? Cine-i copilul ăsta, mămica? Este Marina. Este copilul nostru, pe care noi l-am adoptat și o să facă parte din familia noastră. Îmi iubesc soția, îmi iubesc copilul. Iar dacă dorința Doinei este de a o înfia pe Marina, o voi accepta. Nu pot să o las pe împielițata aia să facă ce vrea din fiul meu. Și trebuie să opresc adopția asta. Mămica, ești sigur că copilul ăsta n-are părinți? Și că nu l-a înfiat nimeni? N-au zis, doamnă. Are părinți, n-are pe noi. Nu, mama. Ai făcut o mare infracțiune. Părinții au făcut un accident de mașină. Te rog foarte mult, taci! Vorbesc cu copilul meu! Nu pot să tac! Te rog foarte mult, taci! Te rog mult, eu haide, cu mă duc eu cu mult, da, da, haide, mă duc eu cu mult. Nu o speriem. E zi, mamă, și? Ai răbdare puțin. Doamnă, doamnă, țipă, vă rog frumos, fiți mai calm. Am sperat că Emil se va trezi și mă bucur pentru asta. Pentru că el, într-adevăr, își iubește familia. Rugăciunile mele mi s-au împlinit. Și se pare că și filmulețele pe care le-am trimis lui Emil l-au înduplecat. Lași, Marina, să te joci cu fratele tău. Hai că vin eu cu tine. Ai grijă tu de el, da? Da, da, sigur. Haide. Mai mamă. Emil, cum ai făcut asta? Cum a fost posibil asta? Avei un copil, mamică, tău, mamică. Ce vrei, mamă, să zică vecinii că tu ești ipotent, nu poți să faci copii? Păi cum să fiu mai ipotent? Că am făcut tu, avem un copil al nostru. Păi tocmai, și ce-ți mai trebuie a unul adoptat? Emil, te rog frumos, scoate de aici. Mai crește și al doilea. Mamă, dar ți-am spus că te interesa bine. Dar pentru că nu e problema dumneata. Așa aș prefera să nu te mai bagi în viața noastră. Aș prefera să fii femeie, să-ți reprezinți vârsta pe care o ai și să ne lași să ne controlăm noi viața și familia așa cum ne dorim. Da? Emil, te rog frumos, un copil este o binecuvântare. Nu este problema dumitale pe cine adoptăm noi. Mai adoptăm încă 5 copii dacă este cazul. Nu este normal să vii să faci acest circ. Da, și vreau să-mi cer iertare de la tine pentru faptul că am fost un imbecil. Voi face tot ce-mi stă în putere să fim o familie mare și fericită. Am să am grijă să nu mai greșesc. Cum? Să-și cer iertare? Că și-a bătut joc de tine, mămico, și-a bătut joc de tine, mamă. Ce iertare să-și cer? Emil. De la bun, ea. Mama, hai să facem felul următor. Eu vreau să discut cu soția mea. Tu ești mama, m-ai crescut, sunt bărbat în toată firea. Bine. Am o mare rugăminte, caută-mă pe afară. Bine, mamă. Bine, mai vorbim noi, mamă. Mulțumesc. O să vii tu la mama și o să plângi. Fii sigură că am să vin. Mă bucur că Marina este în casa asta, dar datorită lui Emil de data asta. Oare Emil s-a schimbat? Crezi că mă poți ierta pentru răul pe care ți-l-am făcut? După un parcurs greu încercat, Doina și Emil au șansa de a fi în sfârșit acea familie frumoasă și completă care și-au dorit să fie din totdeauna. Surprinzător însă este că micuța Marina, fetița înfiată, se dovedește a fi liantul real dintre cei doi soți, iar doamna Jenny, exponenta vrajbei și a destabilizării cuplului. Care dintre cele două vor avea câștig de cauză, rămâne de aflat în continuare. Dacă rămâne gravidă înainte de a înfia pe copilul ăsta, care e acum, îl mai înfiei? Mamă, indiferent de situație, eu mi-am dorit foarte mult copii. Fie că mi-am dorit un copil, fie că mi-am dorit doi. Eu mi-am dorit copii din tot sufletul meu. Și știți că s-a chinuit? Și știți că s-a chinuit? Până la urmă, întrebarea soapritale este pertinentă, da? Adică tu ai ajuns la ideea aceasta de a înfia un copil când ai rămas fără nicio soluție. Așa este. Dacă este cum spune dânsa, da? Dacă l-ați fi avut pe Matei acum un an sau doi ani, v-ați mai fi gândit să înfiați? Păi, în momentul în care eu l-am făcut oricum pe Matei, că m-a ajutat Dumnezeu să reușesc să-l fac, tot m-am gândit să înfiez un copil. Deci... Puțin, nu mi-a răspuns la întrebare, adică tu deja începusești demersurile. Exact. Da, și pentru tine a fost un șoc sau o surpriză faptul că ai primit acel exact, telefon. Exact. Nu te-ai mai fi așteptat, dar dacă l-ai fi avut de la bun început, fără dificultăți, fără probleme, fără chin, pe al tău copil, dacă te-ai mai fi gândit să înfiezi? Nu știu ce m-aș fi gândit să fac. Cert e că acum asta gândesc, că mi-am dorit
să înfiez un copil. Nu știu ce aș fi făcut dacă aș fi făcut dacă n-aș fi dumneavoastră. De ce e un capăt de țară pentru dumneavoastră acest subiect? Domnul Ernest, copiii care sunt crescuți, nici măcar n-am fiat un copil care știe al cui e. Să dar nu mă interesează al cui e. Să știe de la cine l-a luat. O secundă, Doina, las-o puțin să ne spună ceea ce gândești. Dar a luat un copil de la casa de copii care nu știe al cui e, nu e educat, nu e crescut, nici nu știe al cui e, nici nu știe. Asta e și ideea, să le duci tu. Nu știu, o fi sănătos, nu o fi sănătos. Păi da, e mamă, să crești, faci analize. Mamă, ce vină are acel copil, mamă, să asta? O secundă, Doina, până să ajungem la... Pentru că este un subiect foarte sensibil. Păi este, da, mi se pare că aberează. Nu ne mai certăm că n-are sens. O secundă, sunteți serioasă când spuneți ceea ce spuneți? Da, domnule Ernest, da, da. Adică cum să-mi fiezi tu un copil când tu ai făcut, Dumnezeu ți-a dat copilul tău care te străduie? Ok, nu discutăm despre cazul lor acum, discutăm despre treaba asta cu înfiatul. Dumneavoastră sunteți ferm împotriva. Sunt împotrivă din motivul ăsta, dar pe de altă parte... N-aș avea nimic împotrivă cu copiii care sunt de la stade, sunt la orfelinate. Și ce e rău în chestia asta, tocmai? Te rog frumos. Nu aș avea nimic împotrivă, dar să-i crească stasul. Să-i crească stasul. Oare ne mințiți în momentul de față? Pentru că știu că ați avut discuții și cu fiul dumneavoastră, da? Și că sunteți foarte interesată de cum sunteți priviți din exterior. Aha, ce evident. Zice lumea? Ce zic Rudel? Da, exact. La un moment dat, chiar i-ați spus fiului dumneavoastră că... Să nu considere careva că tu nu poți avea copii. Da, așa este, da. Păi ce să creadă lumea? Că pe bune? Dar asta nu este o întâmplare. Eu vreau să o întreb pe mama. Timpuri, nu există acele timpuri. Stați o secundă. Eu vreau să o întreb pe mama altceva. Mamă, eu cu Marina la tine acum trebuie să vin peste 6 ani? Da, sau cum? Acum calculează tu că eu nu prea știu matematică. Problema este că la mine vii cu nepotul meu. Și cu copilul așa. Și cu Marina. Nu, e tu când să o împărți copilul ăsta, ei. Copilul ăsta, nepotul meu, de ce să împartă toată averea și tot ce aveți voi? Am ajuns la asta. Asta e problema la dumneavoastră. Din care ați vrut voi să-l înfiați. Mamă, sacră, știi ceva? E posibil să nu mai vină cu niciunul dintre ei. Credeți-mă ce vă spun. Auziți și ceva? Credeți-mă ce vă spun. E posibil să nu vă mai vedeți nepotul cum crește. Nu-i nimic. Credeți-mă ce vă spun. Nepotul se va face mare și decide el. Da? Da. Doamna Geni, noi am venit, noi am venit la dumneavoastră și cu gânduri pașnice, să mai fie sub tutela ta, să știți. O să fie major și o să vadă și el care e situația. Doamna și Geni, nu cred eu că o să-i convină. De ce țineți morțiși să aveți dumneavoastră ultimul cuvânt? De ce țineți morțiși să fie ca dumneavoastră? Pentru că am dreptate, domnule. De ce aveți dumneavoastră dreptate? Am dreptate și contează pentru că mai copilul mult? Ăsta, nepotul meu e foarte mic. Așa. Copilul care l-am fiat deja e mare. Și Doamne ferește, dacă îi face ceva, că știți cum sunt copiii în orfelina, sunt asta educați, este responsabilitatea noastră. Asta este responsabilitatea noastră. Deci, sunt responsabili să crească acești copii. Educați. Până la urmă, ferește, ceea ce le lipsește acestor copii este afecțiunea unei familii, pentru că doamnele de acolo nu au cum să se împartă între toți copiii. Nu știu cu ce impresie trăiți dumneavoastră, dar până la urmă acei copii au și ei un istoric medical, da? Adică nu e ca și când sunt ai nimănui, le aruncă cineva în tare peste gard, Doamne iartă-mă. Nu, și Ernest, dar nu poți să aibă educația copilului tău care tu îl ții în mână și... Și vă întreb altceva, câte exemple cunoașteți dumneavoastră de copii din sângelui părinților, da? Care au ajuns niște prea mari. Exact. Foarte multe am auzit. Păi foarte atunci, multe. Și atunci, în ziua de azi, foarte multe. Dar asta nu înseamnă că toate cazurile sunt la deci fel. Există vreo garanție că dacă este, nu mă refer, nu neapărat confiat, da? Sânge din sângele părinților. Copiii naturali... Câți nu sunt care au ajuns niște prea mari? Da, domnul Ernest, dar măcar e din sângele lor, e al lor. Dar nu să iei tu unul și să-ți facă și cine știe ce să mai... Dar de ce vă gândiți negativ? Dar de ce vă gândiți negativ și gândiți pozitiv? La toate chestia care îi vor să fac și respectați decizia lor. Dacă dau un exemplu, mai pe mine și ai mai fi avut un băiat adoptat. Și eu, copilul tot dădeam cu ceva în cap și ăla adoptat nu-ți dădea. Care era diferența? Păi tu nu vezi că eu nu sunt de acord cu adopția? Cum îmi spui, dai tu exemple? Păi, că dacă mai aveam un pertinent. Păi tocmai ți-am dat un exemplu pertinent. Care e diferența dacă copilul tău natural e un cretin, iar cel adoptat nu e? Da, dar treci cu vederea altfel. O secundă, vă întreb altceva. Dumneavoastră conștientizați că prin felul în care vă comportați, atât cu fiul dumneavoastră, cât și cu nora dumneavoastră, i-ați adus undeva în prag de divorț? Conștientizați asta? Nu știu dacă am adus eu un prag de divorț. La un moment dat, nici fiul meu n-a vrut.
Deci n-au căzut de comun pentru acord. Pentru că l-ai manevrat ea... ușor. Nu Emil adevărat. A fost nu e adevărat. Dar asta și tu. Și tocmai pentru că sunteți... Tu l-ai făcut ca să înfieze. Tu l-ai făcut ca să înfieze. Eu mi-am dorit lucrul ăsta. Și care e problema până tocmai la urmă? Pentru că n-am sunteți înțeles. Mai în etate. Sunteți mai trecută prin viață. Da? Aveți o și experiență. Degeaba, da. De ce nu faceți pasul înapoi totuși? Dacă vedeți că copiii sunt atât de porniți pe tema asta, de ce nu-i lăsați, lăsați ca pe să facă ei? Singur. Adică până la urmă ce vă dacă costă? Fac ceva e vorba de gura lumii? De ce da, de toate astea la un loc, domnule. Dar de ce trăiești toate astea la un loc? Pentru că da, și tu, Emil, mă afectează toate Emil, chestiile pentru astea. Că și eu tu, vreau, mi-e rușine să ies în lumea și să iau uite și... Nu ai fost când o secundă, vă rog frumos, vorbește dânsa, da? Adică spuneți că vă este rușine? Da, mi-e rușine, sigur că da. Adică nici nu aș vrea să mă pun în locul lui Emil. El acum trebuie să ia o decizie pe care nu aș vrea să o iau. Da? Adică ce? Să renunțe la mamă? Să-i spună hai la revedere? Cum să renunțe la mamă? Învață-te cu noile reguli sau nu mai e ce căuta în această casă? No. Sau ce să facă? Să-i spună pas soției? Bravo, mamă! Dai pe mama ta afară. Mama ta care nu știe ce să-ți mai facă și cum să te ajute și cum să fie alături de tine, să nu faci vreun pas greșit, că uite-te și tu ce prost îi faci. Este atât de lași și pleacă după fusta mamei și cu asta am serios. Eu cred că subiectul acesta cu Marina te depășește, Nițe. Fata asta are nevoie de un echilibru. Și voi sunteți în stare să-i oferiți asta, pentru că voi în momentul de față nu sunteți foarte bine așezați ca și cuplu, din păcate. Și nu mai victimizați atât pe Doina. Că nu numai Doina a făcut un copil sau a crescut un copil și eu am crescut și atâtea femei au crescut copii. Și nu s-a mai plâns cum să plânge ea. Dar eu nu mă plâng. Nu s-a spus că n-am nevoie de ajutorul tău și punct. Nu înțeleg ce cauți în casa asta neinvitată. Te-am chemat eu? Te-a chemat Fitu, abia te-am suportat mai o săptămână. Să mai vină să vă am vrut să te suport o săptămână și exact. Soția ta tot casa timpul vorbește mai așa mult cu maică ta? Trebuia să-ți imaginezi. Asta mă deranjează pe mine la tonul ei și am avut discuții cu ea să fie mai maleabilă. Știi ceva, Emil? Așa ai fost de la bun început, ușor influențabil. Ai înțeles? Ai fost nehotărât. Dar de ce nu putem discuta diplomat, fără să țipăm, fără să ne jinghim? Pentru că nu mai pot. Am încercat să discut cu tine de 1000 de ori. Ești conștientă că și tu alimentezi acest război? Asta pentru că am încercat de multe ori să vorbesc nu cu el e, domnul și nu Ernest, ai cu profită foarte mult, e o profitoare. Profită de bunătatea lui, profită că o iubește și că face ce vrea ea. Nu e normal să iubească, nu da, sunt de acord, sunt de acord, dar nu să profiți. Dar ce vrea să și să ce să profiți? Cu ce am profitat? Femeia lui Dumnezeu, cu ce am profitat de fii tu? Cu gesturile tale, cu gesturile tale, de resimțire. De ce de resimțire? Că am vrut să fiez un copil sau de ce? Vezi că încep să exagerezi. Ăsta e gest de simțire că am vrut și că mi-am dorit din tot felul să-mi fiez un copil? Nu, faptul în sine cum te-ai purtat cu mine, pe mine asta mă deranjează. Asta te deranjează? Da. De ce m-am zis cu picioarele când mi-am luat casa de cultură și de clăsime? Deci nu pot să rezist la așa ceva. Deci abia am suportat casa asta. Calmează-te puțin. Mi-a făcut casa o defaldată totală. Abia aveam grijă de copilul meu că trebuia să strâng și după ea tot timpul. Extraordinar strângeai. M-ai învățat tu să spăl, m-ai învățat tu. Nu pune grăsimea în chiuvetă. Nu pune grăsimea acolo. Mi-a făcut casa vază. Unde puneam, era numai grăsime. Dar lasă-o naibii de treabă. Serios? Asta făceai tu pentru că vrei să plec de aici. Și cu copilul. Asta vrei să plec de aici. Și motivai fel și fel de lucru. Pentru atâta lucru. Nu pentru atâta lucru. S-a murdărit casa, trebuie să ajungeți să vă cer. Când era vorba să-mi schimb scute cu copilul, dă-te la o parte că știu eu. Când era vorba să-i dau de mâncare copilului, dă-te mai departe că știu eu. Dă-te la o parte că știu eu cum l-am crescut pe Emil. Cum să-i dai ciorbă unui copil de 3 luni? Ernest, ai copil, cum să dai ciorbă cu unui copil de 3 luni când copilul ăla nu a început diversificarea? I-am dat și lui un picuț pe limbă să guste și dar nu se face așa ceva. Dar nu i-am dat o oală de ciorbă. Nu se face femeia lui Dumnezeu așa ceva. Vă uitați la ea. Vă uitați. Este copilul meu, mi-l cresc după casă dacă vreau să-l am. Eu l-am crescut. Ia uite ce frumos, ce mare și frumos și n-a murit. Uite-l. Aș știu cum să-l cresc. Dar de ce spuneți ea? De ce vă exprimați așa față de ea? Te rog frumos, ți-am spus eu, măsoară-ți cuvintele. Îmi măsor cuvintele, dar așa. În casa asta oricum nu mai e ce căuta, crede-mă ce-ți spun. N-are nimic, n-am ce căuta, o să fie necăturat un pic. Să încerc. Nu facem să ajungem la un numitor comun. Asta este problema. Pentru că gândiți-vă puțin la situația lui Emil. Atât dumneavoastră, cât și tu, Doina.
Adică nici n-aș vrea să mă pun în locul lui Emil. Pentru că el acum trebuie să ia o decizie pe care nu aș vrea să o iau. Da, adică ce? Să renunțe la mamă? Să-i spună hai la revedere? Cum să renunțe la mamă? Învață-te cu noile reguli sau nu mai e ce căuta în această casă? No. Sau ce să facă? Să-i spună pas soției că el de fapt n-are cum să renunțe la maică? Sub nicio... Adică voi două trebuie sub să încercați să îngropați securea la mamă nu renunță, e vinutul la mamă. Ha, hai să nu renunțe la mamă, să renunțe la soție. No. Despre ce vorbim? Cam asta e situația. Cam asta este situația. Și tot eu sunt needucată și tot eu sunt nesimțită. Doina, știi bine că oamenii mai în etate, e greu să-i schimbi. E greu, dar au trecut de o anumită vârstă, e greu să-i schimbi. Sunt mai încăpățânați decât niște copii mici. Așa este, dar fi... Măcar fi tu mai înțeleaptă dacă îl iubești pe Emil. Încearcă tu să găsești o cale astfel încât nu mai jignești de față cu el pe maică-sa. Adică gândește-te un pic. Dar nu am jignit-o cu nimic. Draga mea, și tu pui gaz pe foc cât cuprinde. Ai. Vino încoace. Hai, vino să vorbim. Ce faci? Măi, Emile, mama, tu ai observat că și Ernest a văzut același lucru ce am văzut eu? Tu ai văzut că fata asta a pus piciorul pe tine, laba pe tine și face ce vrea din tine? Zici, mă, dar chiar așa, mă? Mă, dar tu nu gândești, mă, băiatule, mă, mamă. Dar când eram, până de, când, mă, dar până când eram de acord cu tine să nu-mi fie un copilul, îți plăcea, atunci era ok, nu? Păi da, normal, mă, normal, cum să nu? Păi da, așa și trebuie, măi, mamă, așa mă, trebuie, cum nu? Să iei tu copilul altuia de la casa de copii? Mamă, exagerez. Și uite, eu o să încerc să fiu cât se poate de scurt, pentru că nu vreau să petrec mult timp în bucătărie, că nu mi-e foame. Deci, dacă pot să fii de acord cu familia noastră așa construită cum este acum, pentru că noi avem o familie frumoasă acum, mamă. Și sincer, regret enorm că nu poți să vezi același lucru. Că era nu te frumoasă uiți dacă era același... mai copilul vostru. Mă las să vorbesc? Regret enorm că nu te uiți în aceeași direcție cu noi. Și tu o știi decât pe a ta. Și bagă bine la cap ceea ce spun, pentru că eu nu o să mă repet. Ori ești de acord cu condițiile noastre și cu familia noastră așa cum este acum construită, ori dacă nu, mamă, cu părere de rău, ai și tu casa ta, poți să stai liniștit. Adică mă dai și afară din casă. Bravo, mamă, dai pe mama ta afară. Mama ta care nu știe ce să-ți mai facă și cum să te ajute și cum să fie alături de tine, să nu faci vreun pas greșit, că uite-te și tu ce prost îi faci. Și tu și ea. Dacă tu vrei să o iei așa și te satisface modul în care o interpretezi, perfect. Eu ți-am prezentat cazul așa cum este. Tu îl iei, îl purifici, te duci acasă, îl rumegi și când ai o decizie, vorbim, discutăm și vedem ce se decide. Eu mai mult de atât n-am ce să fac, mamă. Nu pot să stau până la 50 de ani să-ți ascult ție sfaturile. Am și eu familia mea, am și eu 37 de ani, am și eu copiii mei, am soția mea. Vreau să fiu demn de familia mea. O să vezi și tu mai târziu, Emil. O să vezi și tu ce o să întâmpin mai târziu. Acum e bine. Acum e bine. Ai câteva luni de când. Dar să vezi mai târziu. Ai să vezi mai târziu. Ce o să-mi dai tu mie dreptate, Emil, mamă. Bine, mamă. Eu ți-am spus ce am avut de spus. Restul, cam atât. Hai, ședeți. De atât de lași și pleacă după fusta mamei și cu asta am închet. Serios, eu cred că subiectul acesta cu Marina te depășește nițel. Nu, Marina este și va fi copilul meu, indiferent de situație. Fie tocmai pentru asta am luptat. Noina, chestia asta și e de acord cu chestia asta. Nu din punctul acesta de vedere. Gândește-te puțin că acest copil are nevoie de stabilitate, mai mult decât orice. Așa este. Da? Poți să-i oferi această stabilitate? Pot să-i ofer stabilitate și nu pot să o cresc în preajma acestei femei. Ai auzit destul de bine ce a spus. Că nu este nepoata ei, nu va fi nepoata ei și nu va iubi niciodată. Păi cum să cresc eu, cum o să cresc eu pe fata asta, cum o să-i cresc eu, cum o să-i dau eu dragostea de care are nevoie? Cum să îi ofer toate lucrurile astea dacă bunica sa nu acceptă și nu va accepta niciodată. Cum se va simți copilul ăsta în familia asta? Să-i pară rău la un moment dat că a ajuns aici și că poate o să se simte. Ar fi putut să aibă parte de o familie mai bună? Oricât ai încercat tu să oferești de astfel de răutăți, ele vor exista. Cu siguranță, dar de la străini, nu de la propria nu ei familie. Nu poți să știi niciodată, da? Cum vine mama soacră ca o furtună de vară și ce dezastru face. Nu poți să știi niciodată.
dar ține totuși de tine, adică încearcă să tu să cât pot găsești o cale de mijloc, pentru că îți repet, bun, pot voi, să intervin voi să și eu. O cale de mijloc. Am avut o discuție cu mama și am încercat să fiu cât se poate de concis și de scurt ca să nu mai lungim tot tamtamul acesta. I-am pus situația în față și i-am dat de ales. Ori cu situația noastră, în condițiile prezente, ori divorțăm. Și tu ce ales? În condițiile prezente, fii mai explicit, rog. Da. Nu, divorțăm e ironic spus, adică să ne despărțim de mama. Ah, Emil, nu știu dacă asta este soluția potrivită, ca să spun așa. În primul rând, pe mine mă interesează de tine. Tu te-ai schimbat, Emil? Tu crezi că poți să fii un tată pentru copiii ăștia pe care ți-ai dorit? Asta vreau să discut și cu tine și vreau să fii foarte conștientă de faptul că nu trebuie să te comporți ca o leoaică. Nimeni nu-ți vrea răul în familia asta. În situația asta m-ați adus. Lasă-mă să termin. Nu trebuie să te comporți ca o leoaică în junglă, astfel încât să dai tendința că tu trebuie continuu să fii în gardă și să aperi. Pentru că nu trebuie să aperi. Tu trebuie să fii cum se spune, mai diplomată. Da, ajuns la un anumit tânăr. Față de maică ta nu poți să fii un diplomat. Față de mama, nu, dar față de mine. Tu nu poți să folosești tonul acesta continuu cu mine și să te aștepți ca eu să fiu, nu știu... Nu m-am așteptat nici o secundă la asta. M-am așteptat să mă înțelegi și să fii alături de mine atunci când am nevoie de tine. Eu cred că te-am înțeles mai mult decât a fost. Nu, Emil, nu m-ai înțeles mai mult decât a fost. Tu poți zici, ești în viață, cu toții greșim. Ambii parteneri greșesc. Și tu ai greșit, și soția ta a greșit. Și încercați să învățați din greșelile important care le-ați făcut. Este, da, important este să găsiți o cale de mijloc, să reușiți să comunicați. Asta încerc să fac acum. Pentru că i-am spus-o și Doinei, ți-o spun și ție, da? Ok, Matei ca și Matei, să vă trăiască. Mulțumesc. Dar Marina are nevoie de echilibru. Pentru că ea provine deja dintr-un... are un istoric destul de sumbru. Și ultimul lucru de care are nevoie este să vadă certuri, de derapaje. Fata asta are nevoie de un echilibru. Și voi sunteți în stare să-i oferiți asta, pentru că voi în momentul de față nu sunteți foarte bine așezați ca și cuplu, din păcate. Jenny este exponenta unor preconcepții despre adopție, cu titlu de reguli general valabile, reușind astfel să îl influențeze negativ pe Emil, suficient cât să-i creeze acestuia discordie și nemulțumire în căsnicie. Însă ne bucură faptul că, în final, Emil a înțeles că dorința Doinei de a avea un al doilea copil înfiat este un act nobil. Felul în care se va dezvolta ca personalitate fetița adoptată va depinde doar de cei doi soți, nici de cum de preconcepțiile și fricile doamnei Jenny. Decizia fermă a lui Emil, din final, de a nu-i mai permite mamei lui să intervină în căsnicia cu Doina, dovedește că între cei doi soți există un liant puternic, și anume iubirea, care suntem convinși că va face ca noua lor familie să fie fericită în continuare. Lasă-mă aici, te rog frumos, și da, du-te la Manta să vedem ce faci. Du-te la Manta și stai acolo, că m-am săturat. Mi s-a luat. Băi, ești bărbat? Fă-ți, mă, viață. Trăiește-ți viața, nu mai sta la mâna nevestei. Stai numai după ea, mai schimbă și tu ciorba. Știi ce zic? Îmi ești dragă, dragă foarte tare. Dar ești căsătorit. Ascultă-mă un pic, ascultă-mă un pic. Nu ți-a zis mama? Am băgat actele de divorț.
Haideți să clarificăm situația asta cu divorțul. Cum să spui, mă? Cum să o bași pe doamna Constanța între momentele noastre care au avut loc în pădure? Ți se pare normal să fiu din nou de râs în lume? Am divorțat odată și acum? Păi cum de care râsul lumii? Crezi că lumea nu vorbește? Crezi că nu m-a văzut cum vin cu ciorbica, cu floricelele, cu cadourile, ha-ha-ha, hi-hi-hi? De ce crezi că am venit-o cu toate lucrurile astea la tine? Ca să te cuceresc, că mi-erai drag. Eu am vrut să te salvez. Nu vrei să ne despărțiți, doamna, asta nu e salvare. Deci îl întrebați de față cu mine dacă s-a împăcat cu amanta. Cum puteți să faceți așa ceva? Nu te mai enerva, că tu ești... de la bun început.